Dragii mei, suntem în casa de rugăciune. Aici, în împărăția lui Dumnezeu. Au venit odată niște farisei la Domnul în Luca 17:20 și au întrebat când va veni împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul i-a spus, împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirea. Nu se va zice, iată aici, iată acolo. Împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul vostru. Aici împărăția lui Dumnezeu? Apoi vine Pavel în Corinteni 4:20 și spune următorul lucru. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Așa suntem de vocali, așa suntem de dibaci la vorbă, așa niște profesioniști avem noi în adunările noastre și nu-i lucru rău. Ceea ce mă doare pe mine e lipsa de putere. Eu am o misiune foarte dificilă în seara asta. Într-o seară de evangelizare cu tineri, cu copii aici, trebuie să țin studiu biblic. Mi s-a recomandat să vorbesc ceva de botezul Duhului Sfânt, vorbirea în limbi, darurile Duhului Sfânt. Ori ăsta este un studiu biblic. Și mă tem că între voi nu sunt toți interesați de asta. Și mă tem că vă trebuie nu plăcere, cum spunea în Marco acolo 12:37, ci vă trebuie răbdare cu mine. Mai ales vă previn că eu sunt un predicator static. Nu știu să vorbesc la microfonul mobil, sunt legat de microfonul ăsta. Sunt un predicator care-s pensionat de bătrâneță, mi-e și la pensie cât bătrân. Nu împărtășesc tinereța asta debordantă a dumneavoastră. Încă experiența vieții care o am, prin adunările prin care am umblat, am înțeles că nu întotdeauna manifestările astea sunt expresia spiritualității. Nu întotdeauna. Că oamenii se exprimă și pe un stadion. Și oamenii se exprimă așa, printr-o bucurie firească. Dar asta nu înseamnă neapărat că sunteți așa de pocăiți. Mai ales în urma lucrării care mi-a arătat-o Domnul, chiar am semne de, unele semne de întrebare la dumneavoastră. Arăta Domnul că diavolul a început să țese peste adunarea asta ca o pânză, așa, și voia să arunce o plasă și a reușit. Și plasa asta aducea o stare întunecoasă, o stare de robie cumva. Dar într-un anumit loc, un grup de mijlocitori, nu mi-a arătat Domnul, un nucleu de frați, probabil de surori, o intervenit cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea asta s-a ridicat ca un foc și o rupt plasa aceasta. Dar nu erați prins toți în cercul ăsta de rugăciune. Și mi-a arătat Domnul că în unele domenii sunteți buni, dar în altele domenii sunteți corigenți la pocăință. Și eu mă rog ca Domnul seara asta să ne ajute în toate domeniile să fim pocăiți. Amin? Amin. Repet încă o dată, nu întotdeauna expresia noastră denotă pocăința noastră. Eram odată într-o adunare în diaspora, au fost chemați 5 evangeliști. Iar în ultima seară s-a organizat că fiecare l-a trimis tot în altă adunare. În ultima seară i-au adunat pe toți 5 grămadă. Și era fratele Florin Ianoviș, făcea o chemare la o rededicare, la o slujire înaintea lui Dumnezeu. Și au venit tineri în față și cântau, sunt aici la dispoziția ta, cu mâinile în sus. Și eu mă duc la o fată tânără și zic, auzi, tu n-ai nimic de mărturisit, că Domnul mi-a arătat. Ea se uită speriată, aș avea ceva. Hai afară. La vârsta de 16 ani trecuse prin toate păcatele. De la droguri, la curvie și la multe alte. Și am spus, dar de ce ai ieșit în față să ridici mâinile când tu trăiești în păcatele astea? N-ar fi mai bine să ne pocăim? Și eu spun, Dumnezeu să ne ajute. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Eu sunt deranjat de faptul că vin bolnav la adunare și sunt programe extraordinare. Și noi avem cor mix, cor bărbătesc și orchestră, atât am mis de dragi și eu le încurajez. Eu mi-e la repetiții și fac prezența ca păstor și stau de vorbă cu dirijori, îmi plac grozav. Dar dacă vin la adunare bolnav și cântă corul și orchestra și eu mă duc tot bolnav și puterea de vindecare n-a fost în adunare și nu s-a arătat și nu s-a manifestat, care-i câștigul? Un program frumos. Dar dacă eu vin la adunare prins de tot felul de pofte și păcate, acele păcate sexuale de care vorbeai dumitare mai înainte, cu legături demonice, și vin și mă ridic și cânt și plec tot așa acasă, neeliberat, nedislegat, atunci care-i câștigul? Un program bun, niște frați musafiri și cam atât. E prea puțin. Eu aș dori ca în adunarea aceasta să se manifeste cu adevărat puterea lui Dumnezeu. Amin? Dumnezeu are toată puterea.
Dar în Matei 28 vine Hristos după înviere și spune: toată puterea mi-a fost dată mie. Există o delegare de putere de la Dumnezeu la Domnul și de la Domnul la ucenici. Și Domnul ne-a dat nouă putere. În Fapte 1, capitolul spune: ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Aș dori ca acel botez cu Duhul Sfânt să aducă un plus de putere în biserica aceasta. Amin. Există puterea în vestirea Evangheliei. Fapte 4:29. Acum uite-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să propovăduiască cu îndrăzneală Evanghelia. Cel care se ridică trebuie să propovădească cu îndrăzneală, frate, să aibă puterii de la Duhul Sfânt, fără să caute la fața omului, la un câștig mărșav, la o reclamă, la un vot sau la altceva. Noi trebuie să predicăm Evanghelia prin puterea Duhului Sfânt, să dea Domnul puterea asta. Apoi spune Fapte, capitolul 18, versetul 28, una din calitățile lui Apollo: înfrunta cu putere pe potrivnici. Când se slăbănogește, când se lărgește calea Domnului, când îi permis și asta și asta, atunci trebuie să se ridice bărbați plini de Duhul Sfânt și să înfrunte cu putere pe potrivnici. Pavel spunea în Fapte, capitolul 20, știu că după plecarea mea, vorbea cu prezbiterii din Efes, acolo la Milet, se vor vârâ în turmă luprăpitori care nu vor cruța turma. Dar de ce după plecarea lui Pavel? Păi cât era Pavel acolo, el le da cu ciomagul la luprăpitori. Când era Pavel în biserică, n-aveau lupii răpitori ce căuta. Dar după plecarea lui, eu aș dori în biserica asta să scoată Dumnezeu oameni plini de puterea Duhului Sfânt. Și dacă nevoie să înfruntăm pe potrivnici, să o facem cu putere. Apoi în Iacob, capitolul 5, versetul 16, spunea: mare putere are rugăciunea celui ferbinte, a celui neprihănit. Să se dea Domnul putere și în rugăciune. Există puterea asta până la urmă. Dar există a doua treaptă de putere. Nu numai în predică, în înfruntare, în rugăciune, în vorbire. Scrie în Matei capitolul 5, versetul 13: voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, să ne dea Domnul puterea unei trăiri frumoase. În Evrei capitolul 7, versetul 16, spune că el a fost pus prin puterea unei vieți neperitoare. Să ne dea Domnul puterea asta, să trăim o viață frumoasă, dragii mei. Apoi spune cuvântul Domnului că e a treia treaptă de putere. În Marcu, în capitolul 3, versetul 15, le-a dat putere să vindece bolnave. Este puterea asta în adunare? Le-a dat putere, spune acolo, să scoată draci. Este puterea asta în adunare? Trăim o vreme acum când duhuri de depresie, duhuri de descurajare, duhuri de sinucidere inundă adunările noastre. Tinerii noștri sunt prinși, suntem confruntați zilnic. În fiecare zi aproape trebuie să mergem la patul celor bolnavi, să ne rugăm pentru ei, să facem ungeri cu unde lemn și nevoie de puterea de vindecare. Am întâlnit nu unul, nu două, poate zeci de cazuri de duhuri de sinucidere. Am trebuit să lupt cu duhurile astea. Mame cu copii mi-au spus: frate dragul, și eu mă omor. Tinerii la facultate mi-au spus la telefon: în următoarea clipă mă omor. Și am spus: nu te omori. Noi ne rugăm Domnul și pleacă Duhul ăsta, pentru că sunt tot astfel de duhuri. Dar vine Dumnezeu și spune: le-a dat putere să vindece bolile, le-a dat putere să scoată drace. În Romani, în 15:19, spune de puterea semnelor și a minunilor, de puterea Duhului Sfânt. Doresc puterea asta să fie aici. Amin? Amin. Am înțeles și tare m-am bucurat. Sunt un om care iubesc mult lucrarea Duhului Sfânt. Mult. Am înțeles că dumneavoastră ați avut o săptămână de stăruință pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. E ceva extraordinar. Vreau să vă spun un lucru. Eu de câte ori am ocazia să merg prin astfel de adunări, eu amintesc de trei etape așa distincte, sau le-am spus eu distincte într-un fel, în ce privește botezul cu Duhul Sfânt. Noi suntem un vas, da? 2 Corinteni 4:7. Comoara aceasta o purtăm într-un vas de pământ pentru ca puterea asta nemaipomenită să nu fie de la noi, să fie de la Dumnezeu. Noi suntem un vas de lut. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt și că Duhul Sfânt locuiește în adevăr în voi? Deci trupul meu ăsta, trupul meu, la care trebuie să avem mare atenție, cum îl îmbrăcăm, cum îl hrănim,
Cum îl protejăm? Că pe cine nimicește tuplul ăsta, îl nimicește Dumnezeu. E subiectul alte predici, da? Trupul meu e templul Duhului Sfânt. Eu sunt un vas de pământ, dar mine am o putere nemaipomenită. Asta e puterea Duhului Sfânt, fraților. Când vorbesc de botezul cu Duhul Sfânt, eu iau vasul acesta și am trei etape. Prima etapă este pregătirea. A doua este primirea propriu zise și a treia păstrarea. Încercați să rețineți. Primul vas este pregătirea. Că Domnul nu pune, sau nimeni nu pune vin nou în burduf vechi. Nici nu pune un pietic nou la o haină veche, că se rupe. Înainte de a veni în adunare la stăruință, înainte de a dori ca Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt, pregătește vasul tău. Că altfel nu poți să primești. Eu am participat seri și luni la rând, poate la stăruință. La noi am făcut stăruință, Domnul boteza cu Duhul Sfânt și încă botează și dă daruri ale Duhului Sfânt. Am ajutat multe biserici în ce privește stăruința pe Duhul Sfânt. Și le-am spus, oameni buni, nu veniți și transpirați aici în fața adunării până nu v-ați pregătit un pic vasele voastre. Că până nu v-ați pregătit burduful, că nu toarnă Domnul vin nou în burduf vechi. În ce asta pregătirea aceasta? Am doi prieteni. Amândoi sunt păstori, amândoi sunt proroci, amândoi sunt predicatori, oameni al lui Dumnezeu, plini de putere. Și unul din ei, unul Cornel Bărsan, acum a fost vicepreședinte comunității noastre, acum e pastor în Kitchener, unul Axinte Octav, păstor în Botoșani. Și îmi povestea acum fratele Cornel, măi, la noi era stăruință, o primit pe două fetișoare, așa Duhul Sfânt, dar era un om căsătorit cu familie, un om moral, un om bun. Dom'le, atâta o stărui câteva seri. M-am pus pe genunchi lângă el și am strigat către Dumnezeu, am spus, Doamne, nu pot să te învinuiesc că ești nedrept. Dar de ce nu dai Duhul Sfânt și la bărbatul ăsta? Uite fetele astea ce ușor o primi, ce se bucură. Ăsta are familie, are copii. Uite că-i transpirat, uite cât plânge, uite cât strigă. Și îmi spunea mie, frate Cornel, Octav sta așa liniștit. Când se termină rugăciunea, spune lui Cornel, ăsta e de la tine din adunare, unui păstor într-o adunare și unul în cealaltă. Și că da. Ia veniți amândoi încoace. Se duce și întreabă, băi, tu ai băut ceva săptămâna asta? Și frate, un pahar, m-a ispitit diavolul, mă. Bă, dar ai bătut și femeia săptămâna asta? Dar îi spune, dar tu nu știi ce femeia am eu? Și Cornel Bărsan, băi, omule, dar eu strâng ca disperat acolo pe genunchi, transpir mai tare ca tine și îl fac nedrept pe Dumnezeu, că nu-ți dă Duhul Sfânt și tu bei, mă, și bați femeia și vin la stăruință, nu-ți rușine, măi, cât îi bat acum eu pe tine. Celălalt, dacă a avut cunoștință din partea lui Domnul, sta liniștit, așa. Degeaba venim și ne străduim și mai chemăm frați, hai ajutați-ne. Păi dacă tu nu ești pocăită, nu ți-ai curățit vasul, nu te-ai pregătit pentru asta. Și ce urmează? Ce înseamnă pregătire? Citește cuvântul, postește, roagă-te și mai ales, spune 1 Ioan capitolul 3, versetul 21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneană. Spune Isaia, capitolul 59, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă, urechea lui nu-i prea tare, ci păcatele noastre pun un zid de desfărțire. Cum scapi tu de osândirea inimii? Că vii la adunare și în momentul când ești gata să primești Duhul Sfânt, așa e și în rugăciunea pentru vindecare, când e momentul ăla culminant să vină Domnul cu vindecarea, vine diavolul și spune, tu ai uitat ce ai făcut și ai osândirea inimii. Înainte de a veni la rugăciune, trebuie să scapi de osândirea inimii. Înainte de a intra în stăruință, trebuie să dărâm zidul ăla care te desparte. Și asta se face prin mărturisirea păcatelor. Deci înainte de a veni la stăruință, pregătește vasul tău. Doamne ajută-ne la aceasta. Nu insist, că nu face subiectul predicii mele. Apoi urmează primirea propriu-zisă. Fraților, eu când eram copil, voiam să învăț să not. Mergeam acolo la un iaz cu vitele și întrebam pe altul, măi, cum să notă? Trage aer în tine, te întinzi pe apă și așa umflat, dai din mâini și din picioare. Trăgem aer mult, tot aerul trăgem în mine, dam din mâini și din picioare și mă duceam la fund. Ăla se notau, citeau ziarul, îmi făceau mini, ciudă. La un moment dat, că eu tot mergeam și tot cu piciorul în pământ, tot mă aruncam așa. La un moment dat mi-am pierdut echilibru, am unit cap în jos, am dat din mâini și de atunci not până acum. Vreau să vă spun ceva. La primirea Duhului Sfânt este un anume moment, cel mai dificil, când de la rugăciune cu mintea
se trece la rugăciunea cu Duhul. Atâta vreme cât tu controlezi toată rugăciunea cu mintea, Pavel spune, mă voi ruga cu mintea, mă voi ruga cu Duhul. Câte vreme controlezi cu mintea ta ce te rogi și ce ai să vorbești în altă limbă, n-ai să primești Duhul Sfânt. În momentul când se face trecerea asta, ăsta e punctul culminant. Pentru că stăruiește unul, eu am un prieten pocăit, o stărui după Duhul Sfânt 25 de ani, dar nu așa, post, rugăciune, lacrimi și pocăință. 25 de ani. Și după 25 de ani, când a primit Duhul Sfânt, e greu să vorbești în limbi. Nu-i greu deloc. Că ăla, pentru ăla care știe să noate, nu-i greu să noate. Cum îi dai drumul în apă, noate. Sau e ca și mersul pe bicicletă. După ce ai mers odată pe bicicletă, toată viața ta mergi pe bicicletă. Este desprinderea asta. Dar nu putem acum să explicăm, nu încape vremea. De la rugăciunea cu mintea, la rugăciunea cu Duhul. În momentul ăla al primirii. Ăla e foarte important. Există, dacă vreți, niște detalii tehnice, ca să spun așa. Dar trecem la a treia etapă. La păstrare. Știți ce se întâmplă? Domnul în îndurarea Lui ne botează cu Duhul Sfânt, ne dă darul Duhului Sfânt, dar nu toți le păstrează. Eu sunt născut în pocăință. Mama mea, născut în 1930, născut în pocăință. Bunicul meu condamnat la Cernăuți pe 25 de ani, dus de sculță în luna februarie, bătut pe gheață și pe zăpadă până la Cernăuți. Am fost acolo și am văzut și pușcăria și curtea marțială. Îmi povestea la noi în sat primul om, primul dar de prorocie, când au venit erau câțiva frați, o femeie a început să vorbească în altă limbă și bărbatul ei tâlmăcea limba. Frații s-au bucurat grozav, dar s-au și temut. Îi autentic, îi proroc, nu-i amăgine. Și era în zona noastră, în satul Pătrăuț, fratele Vasile Răscol, un om al lui Dumnezeu, un pionier în pocăință, făcut și el pușcării pentru credință, un proroc. Și tatăl meu era acolo, tatăl a plecat la Domnul. Și a spus, măi, să vină fratele Vasile Răscol să vedem ce dar are el. Și a venit fratele, s-a dus cu căruța, l-a adus și fratele Răscol îi spune, măi, dacă ai o lucrare din partea Domnului, dă-i drumul să vedem ce lucrare ai. Și numai să pleacă pe genunchi și iese o prorocie, prin al nostru, din Bosanci. Ascultă, bărbatule care a venit din altă cetate să verifici lucrarea mea. Când vei ajunge acasă, în grajdiu tău, vei avea o pagubă. Amin. Frații au spus, măi, lucrarea e prea clară, nu-i condiționată, că prorocii noștri, care n-au lucrări foarte clare, pun și câte o condiție. Și când nu o pune Dumnezeu, și dacă a fost o condiție, n-ai împlinit-o, frații se duc la Pătrăuți, când ajung calul mort în grajdiu, avea un cal alb, era mort acolo. Măi, frate, o cumpăra cal, s-a bucurat, eu eram copil mic, omul ăsta era om de bază în adunare, îmi aduc aminte cum prorocea. Hai să vă spun ceva ce nu vă bucură. Pe omul ăsta, la vârsta de 74 de ani, fraților exclus din adunare pentru păcat de curvie. Vă imaginați? Nu la 17 ani, nici la 27. La 74 de ani l-a dat afară că a căzut în păcat de curvie. Că diavolul te urmărește, el e vechi. El e foarte perseverent, te urmărește până la marginea mormântului. De aceea, atenție la cei care au primit Duhul Sfânt. Păstrați Duhul Sfânt care vi l-a dat Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Frații mei, vă spuneam că mie este foarte dificil acum să vorbesc de lucrarea asta, să fac un studiu care trebuie să-l fac foarte încomprimat, mă tem că nu înțelegem ceva. Un alt gând care vreau să vi-l spun. Eu cred că noi suntem copiii lui Dumnezeu. 1 Ioan 3, cu versetul 1, epistola. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și? Amin? Amin. Acum vă întreb ceva. Copiii vorbesc cu tatăl lor? În mod normal vorbesc? Vorbesc. Eu cred că noi, cei pe care Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, avem sau trebuie să avem capacitatea să vorbim întotdeauna cu Dumnezeu. Noi trebuie să vorbim. Dumnezeu vorbește, Psalmul 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. În grădina Eden, în fiecare dimineață vorbea cu Adam. Dumnezeu, dacă vreți, ca o stație care emite 24 din 24. Faptul că noi nu-L auzim, vina-i la noi. Nu ne-am acordat noi pe frecvența Lui. El emite pe o frecvență, noi ne găsim pe altă frecvență. El emite la o frecvență înaltă, ne vorbește de cer, de pocăință, de putere, de lucrurile care nu au fost auzite.
Odată Dumnezeu mi-a arătat Ierusalimul de sus, o splendoare extraordinară. Nu pot să descriu. Se făcea că eram la rugăciune, se făcea că eram la stăruință, se făcea în lucrarea aceasta, că erau cu niște frați pe care îi cunosc. Și s-a deschis cerul așa sub forma unui triunghi și prin deschiderea aceea am văzut Ierusalimul acela. De câte ori mi-aduc aminte de lucrarea aceea, așa ceva se înfioară în mine, o frumusețe, în jurul lui totul strigă slavă, scrie Scriptură, ceva care te atrage. Mama mea, care a trăit o viață de pocăință extraordinară, a rămas orfană de mamă de la 6 luni, a rămas orfană de la tată o vreme, că pe bunic l-a dus la Cernăuț, de la vârsta de 5 ani, și îmi spunea, măi băiete, eu am trăit pocăința, nu cum o trăiești tu, vin la tine frați, beți cafele, râdeți, glumiți și nu faceți o rugăciune, așa ceva nu-i pocăință, îmi spunea ea. Înainte de a pleca, era semi-paralizat, avea 70 și ceva de ani, îmi spune, măi Dragoș, veneam atât la servici, am avut parte de Dumnezeu, cum mă ruga, mi-a stat pe pat să ruga, i-a ieșit Duhul din ea, s-a făcut că trece o apă mare, era dincolo, s-auzea un vuie de apă și i-a arătat Dumnezeu timp de 40 de minute toată frumusețea, așa spunea, nu pot să spun ce acolo, n-am cum să spun, e versetul care a fost citit, dar ceea ce ochiul nostru nu a văzut, urechea nu a auzit la inimă, așa sunt lucrurile. Și imediat omul de acasă, adică omul de acasă, o revenit după 40 de minute, o văzut trupul slab, paralizat și după 2 zile Domnul a chemat. O să făcea că eram ca la 17 ani, eram îmbrăcat în alb, eram așa de ușoară și mi-a spus, Domnul, uite, ăsta e locul pregătit pentru tine. Eu aș dori din cât sunteți aici, niciunul să nu rateze locul acela. Să ne ajute Domnul aici în Irlanda să trăim pocăința cu adevărat și când va veni Domnul să ne cheme pe toți acasă, pe noi și pe copiii noștri, amin? Dragii noștri, eu cred că noi trebuie să avem capacitatea să vorbim cu Dumnezeu. Eu am făcut odată o experiență la noi în adunare, am luat așa o fetiță mică și am spus, măi, tu ai vorbit cu tăticul tău azi ceva? Și i-am spus, da. Și ce ți-a spus? I-a spus, fiu cu minte, bravo, eu te cred. Și am luat un frate mai în vârstă de acolo, mi-a spus, frate, Dumnezeu e tata tău? Da, frate. Și azi ai vorbit cu el? O ridicat din umeri. Zic, bine că ridici din umeri, că dacă spuneai că ai vorbit, chiar te întrebam ce ți-o spus. Suntem copiii lui Dumnezeu, dincolo de orchestra asta frumoasă, și eu am copii în orchestră toți, dincolo de predicile mele pe puncte și sub puncte, dincolo de programele noastre, tu ai vorbit ceva azi cu Dumnezeu? De ce ne trebuie telefoane la frații din țară? Eu umblu cu frați proroci. Umblu cu frați proroci, mi-e drag de ei și nu am rămas niciodată de rușine. Oameni autentici, proroci, oameni lui Dumnezeu. Dar dacă nu funcționează telefonul, de ce când mergi undeva, frate, n-ai un număr de telefon, frate, vreau să-ți dau, am o cauză, de ce nu te rogi tu pentru cauza ta? Nu ești botezată cu Duhul Sfânt? Nu ești fata lui Dumnezeu? Nu ești copilul lui Dumnezeu? Cum dacă prorocul nu este, tu nu te mai descurci? Îți vorbește Dumnezeu? Azi vă întreb, ați vorbit cu Dumnezeu? Și dacă vă îmi spuneți că da, spuneți în ce v-a spus Dumnezeu. Rugăciunea nu e un monolog, Psalmul 95, veniți să cântăm către Dumnezeu și spune acolo, veniți să ne plecăm genunchi, exact cum faceți voi, cântați, vă rugați și vine versetul 8. O, de ați ascultați glasul lui. La rugăciune vorbim noi lui Dumnezeu și deodată facem liniște. Mie îmi plac rugăciunile gălăgioase. Eu mă rog tare și îmi plac în frață să rog mult. Noi am avut rugăciuni de ceasuri întregi la stăruințele de la noi. La Sfântul Ilie era o rugăciune în care Domnul boteza mulți. Aveau 3 ore de când se rugau tinere și nu-i mai oprei. Și v-a spus frații, măi, hai să-i oprim cu ea, au 3 ceasuri. Și era fratele Liviu Ugeniuc, Medică Franciuc, Aurel Tudose și s-au dus la primii tineri, că erau mulți. Amin, 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 punea mâna pe ei, amin, amin, își atăceu. I-a oprit pe ăștia, a dus mai încolo. Amin, amin. O tăcut ăștia, o luat foc ăștia. Și au venit fratele Aurel, după cine i-a pornit acela să-i oprească, eu nu-i pot opri. Mie îmi plac rugăciune, era la Vicov de sus și într-un colț acolo când au început 30 de fete să cânte o cântare în altă limbă, nu este dirijor. Și cumnatul meu e dirijor, Domnul să te binecuvinteze, cântați, darul vindecărilor o cântăm și noi, o știm de mic copil. Nu este dirijor să aibă un cor așa perfect.
Așa cum tau de frumos și fratele Viorel Birău, păstorul, ar fi vrut să-l oprească, s-o strigați vă două ori, amin, amin, surorul, ce să oprești, domnule? Erau 20-30, așa întorceau cântarea în aceeași limbă, într-o armonie. Mie îmi plac astea, dar mai place la rugăciune să mai vorbească și Domnul. Eu vorbesc cu Domnul, mă opresc și deodată vine Domnul și vorbește cu mine. Fac liniște, îmi plac și rugăciunile acelea liniștite. Rugăciunea aceea în care eu tac, în care tac și stau un minut, două, cinci minute, pleca pe genunchi, fără să spun Domnului o vorbă. Și apoi Domnul începe să-mi vorbească. Și Domnul vorbește prin scripturi, Domnul vorbește prin frați, Domnul vorbește prin împrejurări, Domnul vorbește prin prorocii, prin vise, prin vedenii, Iov, capitolul 33. Domnul vorbește prin cugetul omului. Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhului din mine. Și asta e foarte important. Ai capacitatea asta? Ești botezat cu Duhul Sfânt? Când ești botezat cu Duhul Sfânt, fă liniște. Nu te ruga cu grabă mare 3 minute. Că dacă mi-a arătat Domnul că sunt mijlocitori și mijlocitorii țin adunarea asta și am văzut rugăciunile lor care se ridicau ca o flacără și ardea pânza aceea și făcea posibil legătura cu Dumnezeu, mi-a arătat că unii nu vă rugați. Și nu toți sunteți prins în cercul ăsta. Într-o biserică a spus Duhul Sfânt așa: mă voi judeca cu mijlocitorii care nu-și fac slujba. Știu, mijlocitorul nu predică la amvon, mijlocitorul nu vorbește pe puncte, nu atrage atenția. Mijlocitorul închide ușa după el, încuie ușa și se roagă pentru păstor, pentru dirijor, pentru proroc. Nu vă opriți din lucrarea asta. Aici e puterea bisericii. Doamne, ajută la aceasta. Eu am venit aici și m-am ridicat mari seara în adunare, am spus, fraților, nu mă duc în Irlanda după bani. Nu asta mi-e menirea, că-s bogat și am din ce trăi. Vă rog toată adunarea, frați și surori, rugați-vă pentru mine, când ajung în Irlanda, în orice adunare ajung să spun ce le trebuie spus. Și să le spun fără căutare la fața omului și să le spun cu un cuget curat ca înaintea lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru predicatorii voștri. Nu te știe nimeni, ești o soră în vârstă, ești o soră care ești mai timidă. Foarte bine, încui ușa și roagă-te pentru cel ce predică mâine la nuntă aici, ca Dumnezeu să-i dea har. Și în asta stă puterea bisericii, amin? Întrebarea mea este, aveți capacitatea aceasta de a vorbi cu Dumnezeu? Al treilea lucru care îl răspunde Duhul Sfânt. Duhul Sfânt eu nu-l văd așa ca pe un butoi gol. Gălăgie mare la stăruință, două vorbi în altă limbă și cam atât. Duhul Sfânt are niște daruri ale Duhului Sfânt. El când vine dă niște daruri, te întreb, care-i darul tău? Menirea, dacă vreți, a bisericii, a conducerii bisericii, printre altele este să deosebească darul fiecăruia. Dar și preocuparea dumneavoastră care ați fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, îi să știi, Doamne, care-i locul meu, care-i darul meu, care-i slujba mea? Mă duc odată la o ungere cu un de lemn, ne ia păstorul deoparte, păstorul, un bun predicator, un om pe care voi cunoașteți, și ne spune, măi frate, eram cu fratele Octav la Botoșani, măi frate, mama asta are cancer. Bărbatul ei este un om din mare bază în adunare. El e cu milostenia, el e cu diaconia. Dacă la miezul nopții l-ai dat telefon să ridică, face. El cântă frumos, începe cântările. Când cântă, el înflăcărează adunarea. Voi vă rugați așa cum ați fi voi în cauză. Ne plecăm și ne rugăm. Ne ridicăm și fratele Octav îi spune, măi omule, îi spune la bărbatul acelei neveste, am văzut pomul tău fără roadă. Nu aveai roadă. Am văzut ogorul tău, mi-a arătat Domnul a doua lucrare. Ogorul tău nelucrat cu burian. Dar te-am văzut că lucrai prin alte ogoare. Te băgai la ăsta, lucrai, te băgai la ăsta. Omule, de ce nu-ți faci partea ta? Nu, frate, dar eu conduc întările. Și îl întreabă frate Octav, ai prorocit odată? Am prorocit câțiva ani. De ce te-ai oprit? Că Domnul mi-a spus că el te-a chemat proroc. A, păi biserica nu primește, că îți cărcotaș, că așa. Băi, unde te-a pus Dumnezeu, acolo stai. Că la noi prorocul vrea presbiter, dirijorul vrea diacon, ăla vrea ăla și facem o amestecătură. Care-i darul tău? Care-i chemarea ta? Marea problemă este că noi nu mai știm. Eram odată în Spania cu fratele Octav și cineva insista mult, mult, mult să mergem la el. Și păstorul mi spune, măi, duceți-vă la el, măi, că așa de tare vă cheamă. Să uite fratele Octav, știi de ce mă chem la tine? Nu să-mi dai mâncare.
tu în viața ta ai fost proroc, ai crezut în păcat și acum nu știi dacă îți mai prorocie sau nu. Când începe omul ăla să plângă, că asta e puterea Duhului Sfânt, asta înseamnă descoperirea la Dumnezeu. Spune așa, frate, ce trebuie să facă de acum înainte? Ei, eu aș dori ca darurile astea lui Dumnezeu să fie aici la noi, dar fiecare să cunoască darul și locul unde l-a pus Dumnezeu. Eu chiar vă întreb în modul cel mai serios, când ați primit acum câțiva Duhul Sfânt sau când l-ați primit cu 30 de ani în urmă, care-i darul care ți l-a dat Domnul? Ai lucrat cu darul tău? Că dacă n-ai lucrat cu darul tău, vine verdictul, rob, viclean și leneș, nu mai e pocăință. O predicat Ionică de 4 etape de pocăință, de acolo nu mai este nimic. Legați-vă mâinile și picioare și aruncați-vă, de acolo nu-i întoarcere. Care-i darul tău care ți l-a dat Dumnezeu? Domnul când ne botează cu Duhul Sfânt, ne dă și darul Duhului Sfânt. Să ne dea Domnul pricepere, amin. Dragii mei, hai să ne le vorbim foarte puțin despre semnul distinct al botezului cu Duhul Sfânt, despre vorbirea în limbi, contestată de mulți creștini și tare iubită de noi. Tare iubită de noi. Nu voi face un studiu pe subiectul ăsta, dar vreau să vă spun că vorbirea în alte limbi este semnul distinct și inițial al botezului cu Duhul Sfânt. În Noul Testament avem fapte 2, fapte 8, fapte 9, fapte 10, fapte 19. În toate cazurile, de fapt, prezintă 5 cazuri de botez cu Duhul Sfânt. În 3 dintre ele este clar că au vorbit în alte limbi. De exemplu, la Pavel, nu, când a mers Anania, nu arată că a vorbit în altă limbi. Dar să nu rămânem noi încurcați, vine Pavel să spune în Corinteni, eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. În toate cazurile primirii botezului cu Duhul Sfânt a fost semnul acesta al primirii botezului. Eu îl întreb pe cineva, măi, tu ești botezat cu Duhul Sfânt? El îmi spune, da. De unde știe? Sau altul îmi spune, nu. De unde știe că nu-i botezat? Eu m-am stăruit după Duhul Sfânt, am făcut liceul la Brașov. Prin clasa 12-a, în seara zilei din marți, era stăruință la Brașov. Câțiva frați tineri ne adunam acolo. Într-o seară eu am primit Duhul Sfânt. Un cuvânt, două, încărucate, încălcite. Fratele Horșa Traian îmi spune, fratele care a primit Duhul Sfânt, frățiorul ăsta, să mulțumească Domnul. Am început să mă rog și îmi vine acele două cuvinte. Ce cuvinte? Două încălcituri, iertați-mă. Și nu le-am dat drumul. Și iar îmi vine asta și iar m-am oprit. Și fratele Traian îmi spune, măi frate, ai primit un cuvânt, două, de la Domnul, îi semn că Domnul te-a botezat, dă-i drumul, că dacă nu, s-ar putea să nu vorbești multă vreme. Ei bine, aia a fost prorocie. Am gătat liceu, m-am dus acasă, m-am căsătorit, predicam Evanghelia, frații voiau să mă pun în comitet. O întrebare nu-mi plăcea niciodată. Mă întrebau, frate, ești botezat cu Duhul Sfânt? La unii spuneam, da, la unii... Acum am devenit mai filozof și când mă întrebau, le spuneam, Domnul știe asta. Domnul cunoaște, asta nu se spune. Dar mă deranja întrebarea asta. Fraților, în fiecare seară eu visam că vorbesc în alte limbi. Mă visam în adunare că vorbesc în limbi și prorocem. Ajungem la adunare, erau frați care vorbeau și cântau în altă limbi, mă plecam lângă ei și eu nu mă rugam. Cântau frații cu mâinile pe sus în altă limbi, o frumusețe, 30 de bătrâni, trecuți de 70 de ani, cântau cu mâinile pe sus, mai ceva ca voi în seara asta. Eu tânjeam. Nu mai puteam. Și odată mă duc la Botoșani. Mi-a spus cineva, du-te la fratele acela. Mă duc în casă la fratele Jean Axinte, când intru în casă erau 7 bărbați în zi de post. Erau toți 7 proroci și aveau o cauză specială. Le dau pacea Domnul, moșul Jean se uită la mine și spune, băi băiete, tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt? Dar eu spun, da, matale, ești proroc, roagă-te Domnul ca să-ți arete. Și el spune, mă, dar îndrăzneț mai ești. Dar hai să ne rugăm. Ne plecăm pe genunchi și spune, băi, tu ești botezat, măi, de Domnul cu Duhul Sfânt. Dar ce Duh Sfânt ai în tine? Le spun, frate Jean, dar ce ai văzut? Zic, măi, am văzut o floare de mușețel pe marginea drumului, mică, prăfuită, dar era vie, nu era uscată. Măi, băiete, ce cu tine, măi, băiete? Am început să plâng. Frate Jean, eu am primit Duhul Sfânt, am primit două cuvinte acum 15 ani. Nu știu dacă ești botezat. Măi, tu ești botezat de Domnul, dar măi, flăcărează vorbirea. Una din caracterele Duhului Sfânt.
El trebuie să crească darurile, înflăcărate, mereu, mereu, dar nu știu dacă ajungem până acolo, la lecția asta. Dar dă-mă drumul! Și odată eram într-o zi de post a noi, miercurea, dimineața, câțiva bătrâni. Și când mă rugam așa, așa mi s-a umplut gura cu alte cuvinte și m-am oprit. Și am dat iară să mă rog și iară. Și a treia oară i-am dat drumul și am vorbit în limbi. Și de atunci vorbesc în alte limbi și mă bucur de asta. Toți vorbiți în limbi. Pe cei care v-au botezat Domnul cu Duhul Sfânt, vă mai însoțește vorbirea limbi. Este semnul, dacă vreți, că ați primit Duhul Sfânt. Vă pot da citate, nu-mi încape vremea. Vrea cineva un studiu particular sau de vorbă cu el. În al doilea rând, Duhul Sfânt este un dar. Adică vorbirea în limbi e un dar al Duhului Sfânt. Odată este un semn, câteva cuvinte, că Domnul te-a botezat, că Petru predică aici și spune că Domnul s-a suit sus și a turnat ce vedeți și auziți. La botezul Duhului Sfânt trebuie să vezi și să auzi. Nu pot spune că am avut o stare emoțională, asta nu-i botez. La botezul Duhului Sfânt, Petru spune că voi ați văzut și ați auzit. Ce se vede? Acum se vede o bucurie pe față, se vede o schimbare, o metamorfoză, așa, cum când te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, altfel arată fața ta. Și apoi Duhul Sfânt se aude. Ce se aude? Se aude vorbirea în limbi, că ei vorbeau în alte limbi și Domnul să facă așa. În al doilea rând, vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt, că vine Pavel și spune în 1 Corinteni capitolul 12, oare toți vorbesc în alte limbi? Oare toți au darul ăsta? Oare toți sunt apostoli? Răspunsul, nu toți. Și atunci îmi spui, apoi cum odată spui că trebuie să vorbești și din coace spui că nu toți? Aici e vorbit în Corint, în contextul darului duhovnicești, a vorbirii în limbi și a tâlcuirii în limbi, pentru că vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt și să-L dea Domnul aici. Amin? Duhul Sfânt ne ajută în rugăciune, frații mei. Spune Romanii 8:26-27, noi nu știm să ne rugăm și Duhul mijlocește. Rugăciunea înseamnă mijlocire, înseamnă laudă, înseamnă mulțumire. Și câteodată eu nu știu să-L laud pe Domnul cât trebuie. Nu mă duce mintea, nu sunt așa de inteligent. Și atâta de frumos Duhul Sfânt să roagă din mine. Atât de frumos Duhul Sfânt mulțumește de mine. Eu am o soră, mi-a murit cumnatul meu cu 15 ani. Și unul din nepoți orfani era pe genunchi, în Suceava au primit Duhul Sfânt și vorbea în alte limbi și se apropie un frate de el și îl întreabă, cine-i băiețelul ăsta? Dar de ce? Păi el spune, Doamne, îți mulțumesc că nu mai sunt orfan și că acum am din nou tată. Și a spus, măi, el n-are tată, e orfan, dar Duhul Sfânt din el mulțumea așa de frumos. În Italia au primit unul Duhul Sfânt și vorbea în limbi și prorocul ascultă și spune, dar el cine? Suntem, băi, ce probleme ai avut tu? Dar de ce, frate? Păi tu spuneai așa, Duhule Sfânt, îți mulțumesc că ce nu a făcut poliția în România și carabiniere din Italia, ai făcut tu de mine. O, frate, ce rău am fost, ce probleme am avut și în Italia și aici. Și acum el s-a schimbat și prin Duhul Sfânt mulțumea. Tu nici nu știi cât de frumos mulțumești prin Duhul Sfânt. La rugăciunile în comun, la rugăciunile particulare, vorbiți în alte limbi, frate. Cine vorbește în alte limbi, vorbește lui Dumnezeu. Și el cu Duhul spune taine. Au fost multe descoperiri din aceasta. Unul vorbea, o bătrână vorbea în altă limbă și vorbea în altă limbă. Ea nu știa. Se bucura în Duhul Sfânt. Și un misionar venit din China îi spune, știi ce se roagă ea? Se roagă pentru toți membrii bisericii mele din China și se roagă pe nume pentru ei. Asta e minunea lui Dumnezeu. Vă rog frumos, eu încurajez vorbirea în limbi. Dea Domnul darul ăsta tuturor, amin? Vorbirea în limbi e glasul rugăciunii noastre către Dumnezeu. Noi, câteodată, era sora Oltenița. Avea pe sora Draga, fata ei, când avea 4-5 ani, avea niște așa o stări de frică. Venea un om așa hâdos la fetița asta, așa de urât și o amenința, se ridica fata din pat și răhnea și plângea și o duce la doctor, n-are nimica. Și la un moment, într-o seară, când sora Draga a început să, era micuță, acum e căsătorit, e o familie care o cunosc foarte bine, a început să plângă de spaimă, sora Oltenița s-a ridicat și a început să vorbească în alte limbi.
Și spune fetița, mama, o vine la mine așa un om de urât și m-a speriat, dar când dumitalii a început să vorbește în alte limbi, așa o rupt la fugă, așa de tare, eu nu știu ce-i spune ei, dar el așa de tare se temea și îi spunea fetița, spune și mie ce i-a spus, ca să-i spun și eu. Și mama îi spune, să crești mare, o să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt și o să-ți dea autoritatea asta, că asta e puterea lui Dumnezeu pusă în noi, fraților. Stăruiți după Duhul Sfânt. Stăruiți după umplerea cu Duhul Sfânt. Vorbiți în alte limbi, încurajezi vorbirea în limbi. Pentru că vorbirea în limbi spune că e un semn pentru necredincios. Și acum e greu de interpretat. Spune că dacă sunt în biserică și n-are cine să tâlmăcească, să nu vorbiți în alte limbi. Dacă are cine, doi sau trei, cel din tâi să tacă, așa. Dar dacă suntem la o slujire publică și n-are cine să tâlmăcească, să nu vorbiți. Și mai jos spune că vorbirea în limbi e un semn pentru necredincioși. Păi cum e semn pentru ăla dacă eu nu vorbesc, nu? Poți să pui întrebarea, cum e un semn pentru necredincioși dacă nu mă las să vorbesc când sunt necredincioși? Păi este un semn. Unii sunt de acord că aici Pavel folosește ironia. În biserica din Corint, spiritualitatea unui slujbe era măsurată prin vorbirea în limbi. Dacă nu era multă vorbire în limbi, Domnul nu a fost aici, dar Domnul întotdeauna aici. Și spune că asta e pentru necredincioși, vorbirea în limbi, ca să arate că Domnul e aici. Dar mai există o interpretare. Am cunoscut cazuri când un om a venit, un om străin, și cineva a vorbit în altă limbă, dar omul a cunoscut limba. Era un străin, era așa, și când a cunoscut limba aceea, omul ăla a rămas zidit, că vorbirea în limba a fost un semn pentru el ca și necredincios. Frații mei, mă uit la ceas, hai să intrăm puțin într-un singur dar. Atunci când Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, vă spun ce mi s-a întâmplat mie. M-a spus, mama mea era foarte pocăită, deosebit o femeie pocăită. Într-o seară la rugăciune, prin fratele acesta, Axinte de la Botoșani, spune, ascultă femeie, să nu spui tu că ceea ce știi tu e de la tine. Că darul meu l-am pus în tine ca să cunoști aceste lucruri. Ne ridicăm în picioare și Octav îi spune, soră, matale, ai un mare dar de cunoștință. Dar maică mai înainte mi-a spus, na, Domnul, eu m-am păzit curată, dar Domnul nu mi-a dat niciun dar. Matale, ai un mare dar de cunoștință, soră. La care maică mi-a spune, măi, fraților, dar cum e ce e darul de cunoștință? Păi știi așa despre unii, nu? Și măi, fraților, dacă vreți, vă spun acum, ai atât ce gândiți voi. Și e drept asta. Eu când aveam probleme și în adunare și în viață, ea, fără să-i spun nimic, îmi spunea, ai problema asta, așa în adunare, așa se întâmplă, stai liniștit, Domnul așa o să lucreze. Veneau surori din sat și odată pleca o soră și o spunea, păi soră Minodora, eu dacă vorbesc 5 minute cu matale, gata, știu ce am de făcut. Ea avea un dar foarte mare și nu știa că l-are. Pe mine când m-a ordinat ca prezbiter, m-am dus la o soră să fac ungerea cu un dilem. M-am dus cu un alt frate la soția cu mine. Și sora Viorica, vai măi fratele, așa mă doare capul de tare. Dar eu spun, soră, dar nu te doare totdeauna capul, numai câteodată. E da, câteodată. Și te doare capul când ai fetele astea, nu fac treabă. Și ea spune, așa-i frate Dragoș. Dacă o trimis să dea mâncare la porc, toarnă alăturea. Dar ea spune, dar așa o făcut, așa o făcut, apoi cum să nu te doară capul? I-am făcut ungere, am plecat, nevastă mi-a spune, dar tu ai un dar? Am niciun dar, ce dar, n-am niciun dar, unica. Bă, dar de unde știu tu lucrurile astea? De la mine. După aia mă gândesc, măi, de unde am știut eu lucrurile astea? Foarte mulți din cei care-s botezați de Domnul cu Duhul Sfânt au un dar de cunoștință. Nu toți, la unii. O dat Domnul darul de cunoștință. Cum lucrează darul de cunoștință? Tu cunoști ceva despre unul când vezi o persoană, cunoști, dar nu pe căi naturale. N-ai auzit nimic, eu mă uit la fratele și deja cunosc ceva de el. De unde? De la Duhul Sfânt. E o descoperire. Darul de cunoștință lucrează așa în trepte. Prima treaptă a darului de cunoștință este ca o impresie. Mă uit la el și, domnule, am impresia, mi se pare că mie, asta nu e psihologie, asta e dar, am impresia că fratele ăsta... După care urmează o a doua treaptă, cu certitudine, cu sigur omul ăsta are problema asta. Apoi urmează mai intens și Dumnezeu te face să-i vorbești. Darul de cunoștință lucrează numai când nu știi nimic și când ești foarte liniștit și calm. Când ești mânios, agitat,
Nu da drumul, vorbesc și cu prorocii acum, poate ajungem și la el. Nu da drumul, numai când ești liniștit și calm. Așa lucrează darul de cunoștință. Odată mă duc la rugăciune în casa fratelui Liviu Ugeniuc. Vin două familii din Spania și ne rugăm Domnul, dar eu mă duc cu toți copiii, că era duminică. Și spune, o, aveți copii, câți copii? Dar eu întreb, dar voi aveți copii? Da, avem și noi două fete, spune familia aceea. Cealaltă soră spune, hai să nu mai vorbim atâta, hai să ne rugăm. Măi, ne plecăm pe genunchi și începem să ne rugăm. Dar eu deodată am trăit cu sentimentul că familia asta are fetele bolnave. Și am început să mă rog, Doamne Iisuse, te rog, vindecă fetițele astea două. Și am început să plâng, dar nu le-am văzut în viața mea. Doamne, vindecă fetițele astea două și dă acestei mame siguranța că dacă va mai face copii, va naște copii sănătoși și nu handicapați. Și strigam înaintea lui Dumnezeu. Se termină rugăciunea, a fost ceva din partea Domnului și îmi spune un frate, da, am avut asta, celălalt asta, frate Dragoș, ce lucrare ai avut? Zic, n-am avut nimic. Dar cum te-ai rugat? Și eu spun, măi, ai două fetițe, da, fetițele tale sunt handicapate? Mama începe să plâng, da, sunt handicapate amândouă, niciuna din ele nu aude. Zic, asta e durerea dumitare, ce se întâmplă cu fetițele? Matale, vrei să mai naști copii, date timp că vei face copii handicapați mai departe. Femeia începe să plângă, asta-i, asta-i. Zic, Domnul a spus așa, dacă vei mai naște copii și primești copii, îți dă un băiat și băiatul va fi sănătos. Așa mi-a spus și doctorul, că microbul ăsta m-a pe fetele atinge. Și mi-a mai spus Domnul un lucru, dacă primești toți copiii care vrea Domnul să-i dea, îți vindec fetițele. Și tata îmi spune, măi, fetițele mele n-aud, îs surde. Dar ce e mare, are momente când aude, aude ceasul, auzi să te cu ceasul. Și deodată nu mai aude, zic că ăsta e un semn că vindecarea ei este mâna lui Dumnezeu. O plecat, nu știu cine, nu le-am mai văzut niciodată. Ei, îți dă Domnul o rugăciune, o impresie puternică. Îți dă Domnul un demn prin Duhul să te rogi pentru ceva special și tu n-ai văzut aia. Asta e o cunoaștere, o cunoștință din partea lui Dumnezeu. Eu cred că mulți din noi, menirea bisericii să găsească, să deosebească aceste daruri și să le promoveze, să le încurajeze, frații mei. Nu mai vreau să vorbesc de darul prorociei, mă opresc că timpul trece. Dar să știți dumneavoastră un lucru. Voi care judecați de multe ori fără să cunoaște. Descoperirea lui Dumnezeu are trei părți distincte. Are în primul rând revelația, are interpretarea și are redarea. Revelația e efectiv ce ți arată Domnul. Un om poate să vadă ceva, Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhul omului. Ei bine, ai o revelație, ai o descoperire. Roagă-te Domnul să ai și interpretarea. Mulți au descoperirea de la Domnul, dar n-au interpretarea, o dau ei și greșesc. Dacă ai de la Domnul descoperire și nu ai interpretarea, spune-o aceluia în cauză, el o știe. S-ar putea să o știe el. Fratele Iosif Anca îl cunoașteți. O venit cu fratele Nicu Cosma la noi, spune Iosif Anca, am o problemă, ne rugăm Domnul. Unul din frați pe nume Liviu Ugeniu spune, frate, am avut ceva de la Domnul, n-am priceput nimica. O săgeată s-a ridicat dintr-un loc, a zburat și a aterizat dincolo. Și a spus, Domnul, du-te după ea că e binecuvântare. Ce s-a întâmplat? Fratele Iosif Anca era păstor la Câmpenea Alba și a primit de la Micurescu Eugen invitația să vină păstor la Arad. Și omul să iei tu 8 copii, să muți casa, îi de la Domnul sau nu? Și Domnul i-a spus, a zburat o săgeată, a spus, Domnul, du-te că e binecuvântare. Omul pe bază la săgeata asta albă văzută de cineva s-a mutat și a fost binecuvântarea. Prorocul nu a știut-o. Odată în Ițicani un frate a avut o lucrare. Despre unul străin. Frate, am văzut că la dumitale era un câmp verde, cu turme, cu vite, pășteau, grasă. Și a început să slăbească, să moară. Am văzut că avea o casă grozav de frumoasă și casa a început să dărăpâneze. M-a rugat Domnul și nu mi-a dat, Domnule, nu știu ce-i. Omul începe să plângă și spune, frate, stai liniștit că e de la Domnul. Eu fac parte dintr-o adunare, am avut bani și am bani. Cât am ajutat eu adunarea și am dat bani la săraci, la construcții, la tot. Am făcut-o cu bucurie. Asta sunt turmele acelea și casa cea mare. S-au făcut alegeri de comitet și n-am intrat în comitet. Și am spus, adică eu am ținut adunarea în spate cu bani și n-ați avut un loc și pentru mine, mai dați voi care sunteți în comitet. Și nu numai că n-am mai dat,
Îmi părea rău și de ce am dat. Asta înseamnă că îți dărăpânează casa, morul, vitele. Prorocul nu n-o știut-o, dar ăla în cauză o știut-o. Rețineți, unii au revelație. Eu văd, domnule, o oaie albă, văd un cal alb. Asta am văzut-o, mi-a arătat Domnul. Mă rog, Domnul, să-mi dea și interpretarea. Dacă nu-mi dă interpretarea, mă mai rog o dată, dacă nu mi-o dă, o spun așa, frate, nu știu ce înseamnă, poate matale știi. Apoi urmează partea a treia, redarea. Redarea copie foarte mult temperamentul omului. Când se naște o prorocie, se naște în felurite forme, Dumnezeu n-are un șablon. De cele mai multe ori, prorocia se naște în Duhul omului. Duhul lui Dumnezeu pune în Duhul omului, în proroc, pune ideea ce trebuie să spună. Și omul o redă cu cuvintele lui, cu timbru voce, cu cultura lui, cu vocabularul lui. Omul o redă că Domnul i-a pus ideea. Alții proroci prorocesc direct, aud un glas și îl repetă. El nu știe ce prorocește, se aude ca la vorbirea în limbi. Alt frate mi-a spus, eu văd scris cu litere de foc și cât văd citesc și de unde nu, mă opresc. Prorocia nu-i la fel. În cele mai multe cazuri, Duhul lui Dumnezeu pune în Duhul prorocului un gând, o idee și prorocul o redă. Aici apar greșeli gramaticale. Dar nu greșit Dumnezeu. La noi este o soră care îi spune așa, iată ce vorbește Duhul Sfânt. Și mă întreabă cineva, bă, dar Duhul Sfânt spune de două ori, iată? Deci nu, sora Dochița spune de două ori. Că Duhul Sfânt i-o spune la sora Dochița gândul, ideea, ce trebuie să spună adunării, dar ea fiind o femeie de 80 de ani și incultă, fără carte, o râde cu vocabularul ei, cu gramatica ei stâlcită. Nu înseamnă că lucrarea nu-i de la Dumnezeu. Nu judecați ce nu știți. Nouă ne lipsește școala de proroci, Elisei avea școală de proroci. Când văd că este un dar, la noi stăruință pe Duhul Sfânt. Doi băieți vorbesc în limbi și prorocesc. Eu mă duc la un proroc și spun, uite, ăștia doi băieți au primit prorocia. Se uită fratele Liviu la unul, spune că ăsta a primit. Dar ăsta vorbește în îndrăzneală, dă-i pace, că acum e în stăruință, lasă-l așa, vorbim cu el mai târziu. Un alt proroc la mărturisire vine, mitică Franciuc și îi spun, mitică, ăștia au primit prorocia. El se uită, ăsta a primit, ăla vorbește în îndrăzneală. Lasă-l că stăm noi de vorbă cu el. El acum a primit Duhul Sfânt și în râmna lui, așa vorbește Domnul, nu-l omoră, dă-i pace. Ei, dar pe ăsta care o primit, de acum îl luăm cu noi, îl învățăm, îl creștem, nu-i dăm în cap. Noi trebuie să creștem proroci. Asta e menirea conducerii bisericii. Nu să stau duminică după amvon numai. Nu, că dacă vreți, n-ajungem acolo. Darul lui Duhului Sfânt puțin se exercită în timpul slujbei. Multe sunt în timpul săptămânii. Noi venim la adunare, vrem ca toate darurile aici. Dar nu o parte din darul lui Duhului Sfânt sunt lunea, marța, miercurea. Nu, vreau să spun amin. Dragii mei, promovați lucrarea Duhului Sfânt. Iar voi nu judecați care nu știți spusele Scripturii. Mie mi-ar place să avem o dezbatere și pe subiectul cunoașterii și a prorociei, să luăm fiecare dar în parte să-l vorbim. Dar dacă nu înțelegem, ne rugăm Domnul să ne lumineze. Amin. Ați avut un lucru extraordinar. Ați făcut stăruință după Duhul Sfânt. Domnul să continue să boteze. Amin? Amin. Să continue să lase darurile Duhului Sfânt. Amin. Voi să înflăcărați darurile, să creșteți pe oamenii aceștia. Și când ai o astfel de descoperire, tu ca începător, taci din gură. Taci odată, taci de două ori, taci de trei ori. Și o să vezi că Domnul dă lucrarea unui proroc experimentat. Exact ce prorocește el, aceea ți-a spus Domnul și ție. După ce te-ai confirmat și îți dai seama că ai lucrare de la Domnul, ai să dai drumul la lucrare, ai să dai drumul timid. Dă-i drumul și oprește-te, vezi împlinirea ei. Să nu fie dintr-o îndrăzneală. Dacă vezi că este împlinirea, merge înainte. Și Domnul să ne binecuvinteze. Îmi pare rău că la o slujbă de evangelizare o trebuie să vorbim lucrurile astea, un pic de studiu. Dar mă rog Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt. Că într-un final, Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, va învia și trupurile noastre muritoare și ne va face asemenea trupul slavii sale. Amin.